O fetiță de șase ani a fost transportată de urgență cu ambulanță la spitalul județean cu rând grave la cap, după ce a fost lovită de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a fost provocat de un sătmărean în vârstă de 38 de ani care nu i-a acordat prioritate copilei care traversa regulamentar strada George Călinescu. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Totodată au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.